Primăria Timișoara, prin direcția fiscală a municipiului Timișoara, pune la dispoziția cetățenilor modalități eficiente pentru plata impozitelor. Din totalul de 53.955 de timișoreni, care și-au plătit deja taxele locale, mai puțin de jumătate au mers pe varianta clasică de a achita cash. Suma totală încasată de la persoanele fizice este până acum de peste 20 milioane de lei, iar de la cele 613 persoane juridice, totalul încasărilor se ridică la peste 3,8 milioane de lei. Procesul de digital a administrației locale determină creșterea constantă a numărului de persoane care apelează la serviciile online ca să plătească impozitele sau să acceseze servicii publice. Plata impozitului pe clădiri, teren sau asupra mijloacelor de transport se poate face atât online cât și fizic la casieriile din incinta direcției fiscale sau la oficiile poștale din oraș. Se acordă și în acest an o bonificație de 10% pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an 2024 de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice. Programul cu publicul al Direcției Fiscale este de luni până joi între orele 8.30-16 și vineri între orele 8.30-14.